considerăm în continuare că suntem discriminați în raport cu ceilalți. Din păcate, doamna ministru nu a considerat necesar să ia act de acest lucru. Transmitem doamnei ministru faptul că nu ne vom opri până când ceea ce primesc colegii noștri din sistem de apărare nu vom primi nici noi. Eu am un mesaj mai scurt și ăla care e mai natural ar suna așa: demisia. Deși prună și pâsdaru trebuie să plece. Numai că am o ezitare în a spune asta. Din mandatul tehnocrat al acestui guvern mai sunt 2-3 luni. Pleacă prună, vine, nu vreau să vorbesc de fructe neapărat, dar vine o altă persoană, un alt ministru, da? Ce o să facă ministrul ăla? Pentru că doamnei Raluca Prună i-au trebuit 6 luni să înceapă să semneze documente care vizează sistemul penitenciar. Până atunci nu l-a înțeles sau nu a fost